Acum, judecând după ce lucrurile s-au întâmplat, cum vedeți dumneavoastră modul în care Partidul Social Democrat de la guvernare a asigurat votul în diaspora și cât de mult credeți că a contat în votul de ieri, modul în care a fost organizat votul din diaspora? Diaspora a fost un punct slab al PSD-ului și al guvernării noastre. Sigur că s-a produs și o prezență masivă, un exod masiv de români în străinătate și contactele cu țara în general au fost delicate, dificile și mai ales contactele politice. Cred că partidul nu a dat atenția cuvenită relațiilor cu... S-a ajuns la 3 milioane de români care au plecat din țară și care lucrează în condiții dificile, grele. Cred că a fost o slăbiciune, că nu a dat atenția cuvenită. Noi legături și politice, dincolo de legăturile cu ambasadele, cu structurile de stat. Dar, pe de altă parte, în general, cred că partidul face o analiză serioasă în legătură cu slăbiciunile muncii de partid, adică organizațiile de partid, structurile de partid. E un partid mare, un partid care are o experiență îndelungată, care după Revoluție a fost principala forță politică care s-a născut și a avut răspunderi politice în țară. Eu cred că munca politică de partid a fost, nu zic ignorată, dar nu a constituit un suport substanțial al guvernării și comunicarea, conducere de partid cu organizații, cu masa mea de partid, a avut de suferit. Cred că e nevoie de o analiză foarte serioasă din care se tragă toate concluziile necesare. Domnule președinte, veți participa la această analiză care va fi făcută în cadrul PSD-ului? Sper. Sunt totuși președinte de onoare, nu m-au ignorat când au fost niște reuniuni importante. Și ce mesaj le veți transmite? De analiză foarte serioasă la toate nivelurile și niște concluzii care se vor impune pentru munca de partid de ce înainte. Pentru că un partid social-democrat rămâne o structură necesară, o componentă necesară a vieții politice din țară. O ultimă întrebare, domnule președinte. În urmă cu 10 ani, să spunem, ați atras atenția în partid și în public la un moment dat că PSD-ul are o aroganță care n-ar trebui să existe într-un partid social-democrat. Au învățat în aceștia 10 ani membrii Partidului Social-Democrat din sfatul dumneavoastră de atunci sau nu? Parțial.